Zilele acestea se lucrează la asfaltarea primilor 2 km ai drumului județean 606A între DJ561A Plop și localitatea Izvorălu, în cadrul proiectului de modernizare implementat de Consiliul Județean Mehedinți, care cuprinde întreg tronsonul până în Balota, la intersecția cu DN6. Județul Mehedinți este un șantier în lucru și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. De această dată vorbim despre primele porțiuni de asfalt pe drumul județean Balota-Plopi. Această investiție este deosebit de importantă și pentru locuitorii din Plopi, Dumbrava și Bâcleș, care scurtează drumul până la drobeta Turnul Severin în condiții foarte bune cu cel puțin 10 km. Iată că a venit și momentul mult așteptat. Și anume că vremea ne permite să începem să punem asfalt pe drumul județean, în lungime de 19 km, care face legătura între satul Plopi și dealul Balota, intersecția cu drumul național. Am început dinspre Plopi, acum suntem în satul Izvorălu, este un drum important care va asigura accesul direct pentru locuitorii din 6 sate, două sate, Manu și Izvorălu, care aparțin de Tâmna, Gârnița, Mijarca și Arvătești, care aparțin de Prunișor, și Izvorălu de Jos, care aparține de Livezile. Acești oameni vor avea acces direct către Severin pe acest drum. Nu mai vorbim de ceilalți locuitori din Plopi, din comuna Bâcleș și din comuna Dumbrava, care vor veni către Severin acum pe un drum, evident, mai scurt, cu cel puțin 10 km. În zona acestui drum județean este și aerodromul Drobeta, unde an de an se organizează un eveniment aeronautic foarte important, care promovează județul Mehedinți, eveniment care se va organiza chiar sâmbătă pe 24 și profit de ocazie să invit pe mehedințeni, pe severineni să vină la acest eveniment. Chiar dacă nu am reușit să punem asfalt și din acel capăt al drumului, dinspre Balota, pentru că acolo au fost mai multe lucrări de făcut și vremea a fost foarte ploioasă în această primăvară, vom reuși în această vară să avem un strat de asfalt și din drumul național către Releu. În perioada imediat următoare se vor realiza șanțurile și accesele la proprietățile aflate pe porțiunea deja asfaltată. Se va continua asfaltarea cu primul strat pe toată lungimea drumului de 19,3 km. Drumul traversează teritoriul administrativ al comunelor Tâmna, Livezile, Hinova, Prunișor și Șimian și asigură accesul către aerodromul Drobeta și către satele Manu și Izvorălu, Gârnița, Mijarca și Arvătești și Izvorălu de Jos. Este un drum de importanță vitală pentru locuitorii comunei Tâmna. 5 sate beneficiază direct de această modernizare pe porțiunea de 19 km. E o lucrare benefică pentru toți locuitorii și nu numai pentru locuitorii comunei Tâmna, și pentru locuitorii comunei Dumbrava, comuna Bâcleș, chiar și Bălăcița va beneficia de modernizarea acestui drum, care este cea mai scurtă cale spre Severin. Mulțumesc pe această cale domnului președinte. Am așteptat ani de zile, ani și ani, dar acum se vede că s-a rezolvat treaba și e chiar rezolvată. A fost dărâmat din calea afară, nu puteai să mergi nici cu căruța, nu puteai să mergi. Erau groapă lângă groapă, nu știai pe care să alegi, nu știai pe care să lași și să treci ca cu căruța sau barem cu tractoarele și cu mașinile, bai de cap. Acum câțiva ani de zile, că vorba, am o vârstă înaintată, am 68 de ani, am lucrat și eu la drumuri, am fost tractorist și ăla și era dezastru pe aici, ce să mai, acum s-a făcut. Datorită lui domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Am mașină de 20 de ani, am schimbat piesele aia pe fiecare an. Era inacceptabil de circulat pe acest drum. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, îi invită pe locuitorii județului Mehedinți sâmbătă 24 iunie, începând cu ora 11, să participe la evenimentul aeronautic Drobeta Fly-In, ediția 16-a, ce se va desfășura pe aerodromul Drobeta. Vor fi acrobații aeriene executate cu cele mai performante avioane, salturi ale parașutiștilor, evoluția ale girocopterelor, motodeltaplan și motoparapantă. Consiliul Județean Mehedinți este partener al evenimentului alături de organizatorii Aeroclubul Drobeta și Aeroclubul România.